pronume relativ în genitiv. Și pronumele relativ în genitiv este însoțit de articolul genitival. Deci aici trebuia articolul genitival și aici forma pronumelui. Lucrurile sunt simple dacă gândim și dacă știm teoria. Teoria este că se face acordul în cruce. Adică articolul genitival se acordă cu substantivul sfaturi din dreapta, iar pronumele relativ se acordă cu substantivul părinții, că este vorba de părinți. Părinții, bla bla bla, sfaturi, v-au îndrumat. Părinții, articol genitival, pronume relativ, sfaturi, v-au îndrumat. Și atunci, cum gândim? Păi, avem articolul genitival. Articolul genitival are patru forme mari și tari. Al, a, ai, ale. Dintre aceste forme, al e masculin singular, a e feminin singular, ai e masculin plural, ale e feminin plural. Din aceste forme, trebuie să alegem forma care se acordă cu sfaturi. Sfaturi. Sfaturi este un neutru. Un sfat, două sfaturi. Sfaturi este un neutru plural. Și atunci ce trebuie să aleg de aici? Păi aleg femininul, pentru că la plural, cum știm bine, neutrele sunt la singular identice cu masculinul și la plural cu femininul. Deci forma aleasă de aici este ale, care să se acorde cu sfaturi. Iar pentru care am de ales între trei forme. Masculin singular genitiv, cărui, feminin singular genitiv, cărei, și masculin și feminin plural, căror. Păi, părinții. Părinții e un substantiv masculin plural. Și atunci evident că eu va trebui să aleg de aici forma de plural, care e identică, și anume căror. Și iată cum am descoperit ce trebuie să scriu aici. Ale, care se acordă cu sfaturi, și căror, care se acordă cu părinții. Acord în cruce, nu acordul în vecinătate, cum fac unii. Acordul în dreapta sau în stânga. Acordul în cruce. Să nu uitați de părinții voștri, ale căror sfaturi v-au îndrumat.